Direcția de Sănătate Publică Neamț a desfășurat în Spitalul Roman un control riguros care a urmărit modul în care sunt respectate actele normative de organizare a unității sanitare. Cu această ocazie s-a verificat modul de aprovizionare cu apă al spitalului și respectarea ordinului de asigurare a unei rezerve de apă pentru 72 de ore în caz de avarii majore sau calamități naturale. În cursul lunii mai am avut controlul Direcției de Sănătate Publică Neamț, control care a fost efectuat conform adresei Ministerului Sănătății privind acțiunea de control în unitățile sanitare cu paturi de stat și private, urmărindu-se verificarea conformităților acestora la prevederile legislației în vigoare. Cu ocazia acestui control au fost recoltate și probe pentru analize bacteriologice, ce teste de sanitație, sterilități, microaerofloră, probe pentru apa potabilă. Cu această ocazie s-au recoltat și probe de sanitație în vederea stabilirii modului în care se respectă ordinele Ministerului Sănătății de monitorizare a infecțiilor asociate actului medical în unitatea sanitară Romașcană, fiind recoltate 183 de probe bacteriologice de pe 90 de suprafețe. Au fost recoltate 183 de probe, 90 de probe de suprafețe, 30 de probe de sterilități, 63 de probe de microaerofloră. Din aceste 183 de probe, două au fost neconforme, o probă de suprafață și o probă de sterilitate. Au fost chemate asistentele șefe de pe secțiile unde au fost aceste neconformități, iar DSP-ul au amendat datorită neconformităților cu suma de 500 de RON. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică au făcut o serie de recomandări legate de dotarea cu aparatură necesară laboratorului de anatomie patologică și de renovarea secțiilor de recuperare și orele. Au mai fost făcute o serie de observații legate de depozitarea materialelor sanitare și a dezinfectantelor, dar și privitor la controlul medical periodic al personalului. Alte recomandări formulate de către DSP în urma controlului au fost efectuarea lucrărilor de reparații capitale și dotarea cu aparatură corespunzătoare a laboratorului de anatomie patologică, secție recuperare și orele, asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru prelucrarea și depozitarea materialelor de curățenie și dezinfectante, conform ordinul Ministrului Sănătății 961/2016, asigurarea rezervei de apă potabilă pentru 72 de ore, după cum știți, noi avem dar pentru 24 de ore, și respectarea periodicității efectuării controlului medical periodic de către medicul de medicină a muncii. Urmarea controlului, conducerea Spitalului Municipal de Urgență a primit termene de remediere a disfuncțiilor constatate. Spitalul Roman stă bine în ceea ce privește modul de sterilizare a apei folosite la serele de operații, disfuncție amendată la alte unități sanitare din județ. Timp de 2 săptămâni, Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost controlat și de o echipă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț, care a verificat activitatea unității în ultimii 3 ani, începând cu modul de întocmire a foilor de observații și continuând cu toate documentele care vizează modul de organizare a muncii din serviciul administrativ, serviciul de achiziții publice, contabilitate, dotare cu aparatură și contractele de servici, probleme legate de serviciul de resurse umane, structură organizatorică a serviciilor din unitatea sanitară și terminând cu modul de planificare a liniilor de gardă. În cursul lunii iunie am avut controlul de la Casa de Asigurări de Sănătate, Neamț, pe parcursul a 2 săptămâni. Acest control a fost pentru ultimii 3 ani, din iunie 2014 până în 31 mai 2017, unde au fost controlate foile de observație, foile de zi, din toate secțiile, documentele din administrativ, din contabilitate, din achiziții, aparatura medicală din dotare, plus contractele de servis, pe parte de RUNOS, în ceea ce privește structura organizatorică, liniile de gardă, dosarele salariaților, la fel periodicitatea efectuării controlului medical, a fost controlată farmacia, deci am fost controlat pe toate secțiile, tot ce înseamnă funcționarea Spitalului Municipal de Urgență Roman. Conducerea spitalului este mulțumită de faptul că nici cu ocazia acestui control nu au fost găsite disfuncții majore, iar cele câteva nereguli vor fi remediate în perioada următoare.